în plină vară. Eu știu cum e în această perioadă de timp. Dar astfel de discuții sunt foarte importante pentru noi jurnaliști, în primul rând, ca să putem adresa întrebări la care sperăm să primim răspunsuri cât mai sincere din partea unei instituții care de multe ori a fost foarte închisă față de noi, de jurnaliștii. În cadrul acestui club de presă, subiectul anunțat este importanța adunării generale a procurorilor pentru realizarea priorităților procuraturii. Adunarea generală a procurorilor urmează să aibă loc după o procedură de pre-vetting prin care au trecut toți candidații. Noi avem experiența, am văzut cum a fost pre-vetting-ul la judecători și cum a fost experiența cu adunarea generală a judecătorilor. Eu, sincer, sunt și eu curioasă să aflu dacă ne așteaptă o experiență similară să vedem și la adunarea generală a procurorilor sau nu. Sunt sigur că aveți și voi și eu foarte multe întrebări. Domnul procuror general interimar, domnul Ion Munteanu, este deschis să răspundă la aceste întrebări. În cadrul clubului de presă vor fi două secțiuni. În prima parte, domnul procuror general va răspunde la întrebările noastre on the record, adică se va putea cita, vom putea înregistra. Întrebările sensibile pe care le veți adresa și la care nu va putea să ne răspundă on the record, domnul Munteanu o să ne spună și o să lăsăm pentru cea de-a doua parte, acolo unde va trebui să deconectăm camerele și să ascultăm pentru ca noi să fim informați. Și asta este, chiar dacă uneori nu putem cita, asta este foarte important ca să ne putem da seama de niște lucruri care se întâmplă. Ceea ce vizez eu foarte mult și rugămintea este să fiți maxim de sinceri cu noi. Siguranță. Pentru că asta ne va ajuta foarte mult să înțelegem maxim corect lucrurile de pe interiorul instituției, ca să nu fim nici noi subiectivi și uneori să nu ne facem concluzii greșite despre ce se întâmplă. Vă dau cuvântul să ne spuneți despre subiectul pe care, la care a fost organizat clubul de presă. Vă mulțumesc foarte mult. Bună ziua tuturor. Mulțumesc foarte mult că ați găsit timp pentru acest eveniment. Ați dat important subiectul anunțat de către Procuratura Generală. Pe bună dreptate, convocarea adunării generale este un subiect deosebit de important pentru sistemul procuraturii. Adunarea generală este organul suprem de autoadministrare a sistemului procuraturii. Așteptările mele personal în funcție de procuror general, cât și a procurorilor de rând, sunt foarte mari de la acest eveniment. Referindu-mă un pic la comentariile dumneavoastră, eu nu cred sau nu am semnale categoric cineva din procurori ar avea vreo intenție de a distorsiona sau de a boicota, poate prea tare spus, acest eveniment. Fiecare din noi conștientizăm importanța acestui eveniment mult așteptat, importanța adunării generale. Avem posibilitatea să ne exprimăm opțiunea, să ne exprimăm votul pentru cei în care considerăm că pot reprezenta imaginea procuraturii, pot promova imaginea procuraturii. Pentru mine, în calitate de procuror general interimar la etapa actuală, este foarte important că această adunare generală să petreacă în termeni proximi, să avem desemnați membrii procurori în Consiliul Superior al Procurorilor, dat fiind faptul că la etapa actuală legislația procesuală penală procede un amplu proces de modificare și ajustare, deci decurg și anumite aspecte care trebuie revizuite și ajustate în structura generală a Procuraturii. Sau acest exercițiu este imposibil fără participarea Consiliului Superior al Procurorilor, pe de o parte. Pe de altă parte, așteptările colegilor și a procurorilor sunt la fel de mari, dat fiind faptul că o bună parte din conducătorii procuraturilor teritoriale, chiar specializate, sunt la moment cu conducători sau sunt conduse de procurori șefi interimari. Fapt care pentru sistemul procuraturii deloc nu este benefic. Fiecare procuror mizează pe stabilitate, fiecare procuror mizează pe un șef în care poate avea încredere. Deciziile care își le asumă procurorii trebuie să de obicei fie confirmate, fie coordonate, fie discutate și atunci fiecare din procurori își doresc o stabilitate în raport cu conducerea. Pe de o parte. De altă parte, acești procurori care își doresc promovarea
vor și ei în final să vadă o decizie, sunt sau nu sunt buni, au fost sau nu promovați la o funcție de conducere. Și în ultimul rând este de menționat faptul că în procuratură la moment sunt peste 100 de locuri vacante de procurori, care se reflectă negativ în activitatea de toate zilele a procuraturii, deci este un deficit de cadre palpabil, care se simte în toată ziua, în procuraturile raionale îndeosebi, fapt care iarăși revine atribuții Consiliului, ca în termen proxim, să suplinească aceste funcții. Nu mai vorbesc deja de etapa de în urma modificărilor deja operate la legea privind la procuratură, despre viitoarea configurare a inspecției procurorilor, colegilor, etc. Deci, într-un cuvânt, adunarea generală a procurorilor care urmează să desfășoare săptămâna viitoare este o chestiune foarte importantă pentru sistemul procuraturii, în genere pentru sistemul justiției, așteptările și amele și a procurorilor sunt foarte mari. Sunt aproape sigur că acest eveniment va decurge conform și în termen cât de rapid posibil să avem un consiliu funcțional care să facă față solicitărilor și actualităților în care se află la moment sistemul procuraturii din Republica Moldova. În altor idei sunt dispus să răspund la întrebări în limita în care îmi permite legea, în limita care permite etica de procuror. Cum și-a fost vecifiorat anterior, întrebările care nu am să răspunsul la întrebările care nu am să le pot face publice, vă promit că chiar respectând limita rezonabilului, am să vă le explic în detalii în afara registrării. Mulțumim frumos! Dacă sunt întrebări, am să vă rog să fiți activi, mai întâi să vă întrebăm despre adunarea generală a procurorilor și nou Consiliu, după care orice altceva legat de, evident, de această instituție. Eu atunci am o întrebare legat de adunare. Pentru noi, bun, eu nu știu aici cât e de on record, over record, dumneavoastră să decideți cum răspundeți la întrebare. Ceea ce am văzut noi în cazul judecătorilor și era mai vizibil, erau anumite grupuri de influență care susțineau anumite persoane. Sau unii judecători, pentru noi era mai clar cine sunt acești oameni, candidați. În cazul procurorilor, din păcate, multe nume nu ne spun prea multe lucruri. Cât de multă încredere au procurorii în acești candidați? Adică cât sunt de relevanți acești candidați tocmai pentru colegii lor care vor trebui să voteze? Bine, am să răspund la această întrebare. Nu am să fac trimiteri la nume exact, să nu se interpreteze într-un fel sau altul că procurorul general cumva atrage atenția unui candidat mai mult sau altul. Vreau să menționez doar asupra faptului că acești candidați care sunt procurori sunt cunoscuți de colegii lor, fiecare din ei știu prestația profesională, prestația personală, aspecte de integritate, atât financiară, atât integritate etică, profesională, dacă doriți. Deci noi pe interior ne cunoaștem colegi, nu suntem un colectiv atât de mare. Eu cred că procurorii nu sunt puși în dificultatea în care, sau în situația în care să aibă de ales pe cineva despre care nu cunosc nimic. Bun. Grupuri de influență. Despre relevanță întrebam. Adică, în cazul judecătorilor, au fost foarte multe supărări din partea judecătorilor care spuneam, ok, noi să venim la adunare, mai ales că ne-au acuzat de fapt că boicotăm, dar noi, sincer, nu prea avem din cine alege. Adică, chiar nici nu aveau cum, oricum, toți candidații au trecut. În cazul procurorilor există această dilemă. Noi o să venim să votăm, dar noi nu credem că acești oameni vor putea să producă schimbarea necesară în Consiliul Superior. Nu cred că cineva își pune întrebare de tipul că acești candidați, în eventualitatea în care reușesc să acceadă în Consiliu, nu vor reuși să promoveze imaginea procuraturii sau lucruri benefice procuraturii. Nu cred că despre asta își pune cineva întrebare. Cred că mulți își pun întrebarea, cum ne-o pun și eu de altfel, totuși sunt cam puțini candidați. Deci bazinul de candidați totuși este mic sau pentru funcția de procuror din reprezentantul Procuratorului General în Consiliu, deci sunt doi candidați pe o funcție. Pentru ceilalți teritoriale specializate, deci sunt cinci candidați pentru patru funcții. Deci
Cred că aici procurorii își pun întrebări, totuși bazinul de candidații este mic, dar eu personal sau colegii mei nu am auzit că cineva să spună la îndoială capacitățile sau bună credință în viitoare funcție, în cazul în care cineva din ei accedă în această funcție. Ok. Colegii, dacă aveți întrebări la acest subiect, poate ne spuneți despre candidații care nu au trecut pre-vetting-ul și acum se judecă și ei probabil că nu vor avea soluții până atunci. Problema asta există, o simțiți sau? Da, în procuratură se poartă suficient de intens discuții la aspectul respectiv, cum apreciem și cum interpretăm aplicabilitatea legii și ce se întâmplă de fapt cu acești candidați la etapa în care azi, în privința lor, de fapt, nu există o decizie a Comisiei pre-vetting. Nu am să mă expun la acest subiect. Bănuiesc eu sau cred că totuși el va fi pus în discuție la adunare generală, fiecare, inclusiv va fi pus în discuție punerea pe ordine de zi acestui subiect și fiecare din procurori cred că se va expune prin vot, cum de altfel am să o fac și eu. Adică nu vreau cumva să dau... Adică ce să puneți la vot? Spunem la vot ce se întâmplă cu acești candidați sau ce se întâmplă în genere cu desfășurarea adunării generale în momentul în care avem trei candidați în privința cărora, de fapt, sunt anulate deciziile Comisiei pre-vetting. Uh-huh. Deci, cam despre asta, se poartă discuții în procuratură, cunosc despre asemenea discuții. Eu doar bănuiesc că acest subiect ar putea fi pus în discuție la adunarea generală. Iar putea să fie în lista celor care sunt, să fie votați? Nu. Deci, lista, buletinele de vot deja sunt întocmite sau... sunt pe cale de a fi întocmiți, candidații sunt stabiliți exact a cei care au promovat exercițiul de pre-vetting, candidații în privința care au fost anulate deciziile nu se regăsesc în candidații pentru care vor fi puși în discuție sau pentru vot la adunare generală. Atunci, ce ar putea decide adunarea în privința lor? Ce amânare? Deci, inclusiv, posibil să fie pus pe ordinea de zi subiectul despre amânarea adunării generale până la existența unei decizii în raport cu acești trei candidați. Deci eu asta doar bănuiesc, presupun că asta ar putea să se întâmple. Nu vreau să vin nici cu mesaj la aspectul respectiv, să nu se interpretez cumva, încerc să influențez într-un fel sau altul mersul sau ordinea de zi adunării generale. Dumneavoastră, ați fost de acord cu data când a fost stabilită pentru adunare? Bine, asta este o prevedere legală foarte clară, care scrie exact când trebuie să întâmple adunarea generală. Absolut, n-am nicio obiecție la dată, este important. Deci, cumva, nu-i prea confortabil, iarăși o mulțime de procurori sunt în concediu, dar nu atât de mulți încât ar putea influența semnificativ rezultatele votării. Doar asta ar fi unicul inconvenient sau incomoditate. În rest, eu n-am absolut nicio problemă cu data desfășurării adunării generale. Dacă procurorului. Câți procurori trebuie să vină? În jur de 400. Deci, aproximativ 70-80%, cam așa după calculele care le avem la moment. Da. Am putea să existe o decizie a CSP, cel puțin dacă există posibilitatea legală de amânare a ședinței, inclusiv din cauza discuțiilor care există printre procurori referitor la cei trei candidați. Deci, vă explicam, bănuiesc că acest subiect ar putea fi pus în discuție la adunarea generală și pentru asta procurorul trebuie să voteze. Deci acest subiect ar putea fi scos pentru votare și ar solicita opinia procurorilor. Deci, dacă legal, CSP-ul ar putea să se convoace și să o amânde? Nu, CSP-ul nu mai are nicio atribuție în momentul când adunarea generală este declarată convocată, este ales președintele adunării generale și de aici încolo rolul CSP-ului dispare. Actuală CSP. Da. Vreau să vă întreb despre ceea ce spuneați dumneavoastră, prioritățile de după ce este aleasă nouă componență a Consiliului Superior al Procurorilor. Într-adevăr, sunt foarte multe interimate în procuraturile teritoriale și în PCPOX. Exact. Un interimat care nu știu ce măsură, cum afectează lucrurile pe interior. Dar mai există un interimat
care l-a asigurat dumneavoastră acum, funcția de procuror general. Acolo sunt mai multe cauze de ce este interimatul. Unul este procesul de judecată în care se află domnul Stoianoglu, altul, cel puțin asta răspundeau ministrul justiției, șefa Comisiei Parlamentare Juridice. Un alt motiv pentru care nu se face un concurs ține de faptul că este un CSP cu atribuții expirate, ca să spunem așa, da? Și se așteaptă o nouă componență a CSP-ului. Știți cumva ce urmează să se întâmple pe acest aspect legat de alegerea unui nou concurs pentru un nou procuror general după ce este aleasă nouă componență a CSP? Deci, foarte corect ați menționat, eu la moment sunt procuror general interimar. Da. Asta presupune că există un procuror general pe funcție. Este. Deci este un procuror general pe funcție care la moment nu își îndeplinește atribuțiile din vari motive, inclusiv cauze penale aflate în judecată. Deci până nu este soluționat statutul procurorului general pe funcții, eu nu văd posibilitatea reală cum ar putea fi anunțat concurs pentru viitorul procuror general. Deci pentru expresie foarte simplu, procurorul general pe funcții fie trebuie demis, fie trebuie să-și depună demisia. Fie eventual să obțină interdicția de a exercita funcții publice și demnitate publică. Deci astea ar fi soluțiile. Astăzi nu este asta problema Consiliului Superior al Procurorilor. Nu este problema? În ce sens nu este problema? Deci Consiliul Superior al Procurorilor nu este în drept, nu are cum să anunț concurs pentru ocuparea funcției permanente de procuror general. Dar dumneavoastră știți când aveți o idee când ar putea fi dezlegare la acest subiect? Sincer, nu. Din cauza că procesele deci este o cauză penală în judecată care este pendente, durează. Deci soluțiile pot fi două, fie condamnare, fie achitare. Da. Lucrurile fiecare dată arată diferit. Altă soluție, eu nu știu care poate fi. Deci până atunci, Consiliul, practic, Consiliul intervine exact în momentul în care această funcție devine vacantă. Asta ar însemna că noi am putea încă ani de zile să... Adică Procuratura ar putea funcționa cu Procuror General Interimar. Până am asumat această funcție, era specificat foarte clar că interimatul funcției de Procuror General poate dura exact 12 luni. Da. Anul trecut a avut loc această modificare, a fost exclus acest termen, rezultă că interimatul poate fi asigurat termen terminat, până funcția devine vacantă și respectiv ocupată în baza legii. Deci prin concurs public, așa cum prevede legea pentru procuratură. Și sunt șanse în curând să mai avem o dată o alegere a unui procuror general interimar? Nu, este exclusă prevederea care prevedea 12 luni. Nu, înțeleg că este exclusă, dar sunteți candidat la funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție, da, din câte știu. Urmează să treceți un vetting și mai departe? Deci, cum am expus tot în emisiunea dumneavoastră, deci asta este o provocare personală să depun actele pentru judecător la Curtea Supremă. Deci, am să decid eu parcurs. Deci nu sunteți de ce să mergeți acolo. Adică, pentru noi este important să știm. Domnul Ion Munteanu mai rămâne? Deocamdată rămân. Procuror general. Deci, deocamdată rămân. Am planuri foarte clare sau am intenții foarte clare ce urmează să întâmple în procuratură, în contextul atâtea modificări, o procuratură specializată, de fapt, cea mai importantă în contextul în care ne aflăm azi, acum este într-o reformă radicală, trebuie suport foarte esențial pe aspectul respectiv, cel puțin trebuie să mă asigur că lăs lucrurile puse la punct și funcționale, dacă totuși decid să merg în altă parte, atât timp cât îmi permite legea. Dacă mai sunt întrebări? Da, Angela Mureanu, TV Renodoro. Deci am o întrebare cu privire la asistarea delegării unor procurori. Vreau să știu cum comentează procuratorul această modificare și știm că foarte mulți procurori care deja și-au asistat delegarea, era instrumentalul dosare de rezonanță. Cum va fi mai departe și dacă schimbarea altor procurori va împiedica un pic și va influența urmărirea penală? Mulțumesc pentru întrebare. Deci e un subiect pentru care, după mine, este deja prea mult atenție, însă am să încerc să explic și am să încerc să fiu maxim de explicit la aspectul respectiv. Deci,
De fapt, am făcut și o replică la un comentariu, cred că deja a fost publicat pe site. Deci legea a prevăzut modificarea, a fost modificată legea care prevede segmentul sau atribuțiile sau condițiile de detașare a procurorilor sau delegarea procurorilor în alte procuraturi decât acele în care ei sunt numiți pe funcții. Respectiv, am avut modificat condiția care până acum era un procuror poate fi delegat pe un termen maxim de 24 de luni cu acordul său și aveam prevederea, sau nu exista în genere prevederea, care sunt condițiile în raport cu vechimea în funcții pentru ca un procuror să fie delegat. Deci astăzi legea a fost modificată în următorul fel. Procurorul poate fi delegat dintr-o procuratură în alta pe un termen maxim de 12 luni, iar procuror care este delegat într-o procuratură anume, deci e vorba de specializare și generale, trebuie să întrunească condițiile procurorului de funcții. Deci aici vorbim de vechimea muncă de cel puțin 4 ani de activitate în funcție de procuror. Acum, legea, în dispozițiile finale și tranzitorie, a prevăzut interpretarea clară, exactă, a prevederii ce ține de reducerea termenului de la 24 de luni la 12 luni. Deci acolo a fost foarte clar scris. Procurorii care au fost delegați pentru un termen de 24 de luni își continuă activitatea până la împlinirea acestui termen. Deci, indiferent de faptul că la moment legea prevede maxim 12 luni. Însă, articolul ce ține de vechimea muncii sau de condițiile sau care trebuie să întrunească un procuror pentru a fi delegat dintr-o procuratură obișnuită, nu una specializată sau general, nu au fost comentate. Și atunci eu, în calitate de procuror general, o trebuie să interpretez legea și să apreciez care riscuri pot apărea în rezultat la aplicarea neuniformă sau interpretare eronată acestei legi. Deci în cazul în care un procuror este delegat în procuratură specializată, care nu are stagiul necesar de 4 ani, spre exemplu, și are în gestiune un dosar foarte important, efectuează anumite acțiuni de urmărire penal, ele pot fi invocate ca nule de către apărare pe motiv că subiectul care a efectuat aceste măsuri nu întrunește condițiile procurorului de funcție. Eu nu pot risca cu dosare importante sau acțiuni de urmărire penal care pot fi lovite de nulitate pe acest aspect, inclusiv percheziții, rețineri, arestări, etc. Și atunci am luat decizia ca să sistez delegarea procurorilor care nu întrunesc condiția de vechime muncă până la 4 ani. Însă, asta nu mă împiedică absolut deloc la solicitarea procurorilor respectiv sau procuraturile specializate, în baza unui demers motivat, solicit includerea acestor procurori în grupurile de urmărire penală, pe acele cauze care ei consideră că sunt importante, complicate și unde trebuie să existe o continuitate în acțiuni de urmărire penală. Și dumneavoastră credeți că ei trebuie să fie incluși în aceste grupuri? Deci eu trebuie să văd demersul procurorului șef. Deci acolo trebuie să fie foarte clar. De ce alți procurori din procuratura specializată nu reușesc să investigheze această cauză și nu pot livra maxim eficient la investigații ce este necesar de procurorii respectivi pentru a fi incluși în grupuri de urmărire penală pe anumite cauze penale. Ce spuneați dumneavoastră, riscul de a fi declarate, lovite din nulitate anumite acțiuni ale procurorului? Cele care au fost întreprinse până acum pe dosarele care nu au fost transmise încă judecate. Există riscul să fie lovite din nulitate? Deci noi vorbim doar perioada de când legea este aplicabilă, modificarea este aplicabilă de pe data de 4 august, dacă nu greșesc. Deci noi vorbim de acțiuni de urmărire penală după data de 4 august. Deci ce s-a făcut în perioada 4 august și până acum? Asta este problema. Este o problemă dacă în perioada asta s-au făcut acțiuni de urmărire penală, da, în mod normal avocații ar putea invoca. Eu nu sunt sigur că instanța ar accepta, dar ar putea invoca asemenea problemă. Și atunci, pentru a exclude oricare dubii, eu am luat așa decizii. Deci am explicat încă o dată pe motiv că anume acest aspect nu a fost interpretat. Aspectul ce ține de perioadă a fost interpretat de Parlament. Și de altfel este făcut, am solicitat interpretarea Parlamentului aspectul respectiv. Da, pentru că ați pomenit de dosarele astea în care era exercitat urmărirea penală de procurori care erau detașați. Dosarul Plahotniuc. Vila lui din Elveția, care nu este sub sechestru pentru că este înregistrat pe soție. Lămuriți-ne, adică dacă el a înregistrat totul pe altcineva, deci nimic nu mai putem urmări, pe nimic nu putem pune sechestru, cei în afara țării. Nu este chiar așa, deci pe aspectele respective, deci haideți să fim mai clar cumva, deci urmărirea, sechestrarea de confiscare încă de vreme îți vorbesc, dar cel puțin de sechestrare în tot ce înseamnă bunuri din afara țării, este o noutate pentru sistemul drept al Republicii Moldova. Noi încercăm să adaptăm la moment și legislația și acțiunile care trebuie să întreprinse în raport cu acest procedeu. Nu întotdeauna reușește perfect.
însă eforturi se depun. Nu neapărat dacă un bun, nu neapărat în cazul respectiv, este înregistrat pe altă persoană, nu poate fi sechestrat, urmărit sau confiscat. Deci noi este important că organul de urmărire penală stabilească faptul că acest bun de fapt aparține persoane bănuite, învinuite de cum sau inculpate la etapa respectivă de comiterea infracțiunii. Deci ce înseamnă că, adică, ce trebuie să demonstrăm? Că plahotnicul trăiește în casa asta? Sau? Nu neapărat, inclusiv etapa sau proveniența banilor pentru procurarea acestui imobil, întreținerea acestui imobil, spre exemplu. Și în cazul dat cu vila din Geneva, ce nu... Eu știu că suntem în procuratura specializată, este în discuții foarte, foarte intense cu autoritățile elvețiene în acest sens. Deci nu știu dacă sunt gata azi exact să vă spun la etapa la care suntem, însă este în vizorul procuraturii aspectul respectiv cu siguranță. Adică nu este, există posibilitatea da. Totuși ca să fie pus sigur. În sechestru. Da. Nu e o decizie definitivă pe care am fost refuzați. Nu, categoric, azi eu nu am asemenea informații. Înțeles. Dacă mai sunt întrebări? Am vorbit și cu procurorul de brază, cazul Platon. De ce nu este posibil darea lui în Interpol? Procurorul a spus atunci de brază că a fost o tentativă care a ieșuat. De ce nu este posibil darea lui în bază de acolo? Hai să revin eu cu un răspuns argumentat exact, să văd care este. Eu nu sunt sigur azi să vă răspund la această întrebare că a Interpolul refuzat anunțarea lui în căutare, că demersul nu este întemeiat al nostru. Deci nu sunt sigur, nu sunt foarte sigur, pot să răspund complet la întrebarea asta astăzi. Dar în general, care este experiența noastră cu Interpol? Cu anumite excepții, în general, este în regulă. Excepțiile sunt astea mari, dar rechinii sunt excepțiile noastre. Pentru că adevărul este că noi, cei și care au fost introduși la un moment dat pe listele de căutare a Interpol, după asta au fost expuși sau puși pe pauză, nu știu cum exact se folosesc termenii. Și atunci întrebarea este, noi nu știm să scriem la Interpol scrisori. Sau Interpolul are alte principii pe care noi nu le înțelegem. Bine, ce se întâmplă? Nu este corect să generalizez foarte mult cu lucrarea noastră cu Interpolul. Aș prefera pe caz concret să furnizez informații concrete. Care au fost acțiunile noastre în raport cu anunțarea persoanelor prin Interpol? Care au fost reacția Interpolului și care au fost motivele? Fie de admiteri, fie de respingere a solicitărilor noastre. De asta, pe bune, sunt deschis, vă răspund la fiecare subiect la care considerați că prezintă interes public, este sau anunțat Interpol, da, dacă nu, din ce motiv? Dar se face după asta o verificare pe inter, în cazul refuzurilor, dacă siguranță. Nu cumva, intenționat, au fost scrise demersurile pe Interpol, așa încât să primim refuzul. Păi avem posibilitatea să le ajustăm. Deci, în cazul în care suntem respinși, trebuie să înțelegem și noi foarte clar care am fost. Cu siguranță, păi, dacă asta cu siguranță, este și interesul nostru ca persoanele urmărite penal să fie urmărite și de fapt. Da. Și dacă acum, nu știu, era un anunț, nu știu cât e de adevărat, dacă unul dintre cei care noi l-am dat în căutare internațională se întoarce săptămâna viitoare la Chișinău, vorba despre Cafcăliuc, ce se întâmplă? Dacă în prevența lui există un mandat de arest, imediat va fi reținut. Dacă el este dat în căutare, înseamnă că este mandat de arest, nu? Deci, nu sunt gata să vă răspund cu siguranță. Dacă este un mandat de arest, trebuie să revizuiesc această informație. În cazul în care este o regulă generală, dacă în cazul unei persoane este mandat de arest în vigoare la etapa actuală, exact cum accede teritoriul țării, este reținut. Deci, și plasat în arest. Și după asta n-a la domiciliu și după asta o procedură nouă apărută în care... Spuneți-ne despre procedura asta, nu aplicată care? Pe dosare. Cazul Andronache, cei care... Bine, procuratura, de fapt, a comentat destul de intens acest caz. Cred că acolo este foarte explicit rolul procurorului la această etapă. Eu tot sunt de părere, aș consider că în privința acestui inculpat urma a fi aplicat sau menținut o măsură preventivă mai dură. Procuratorul a depus eforturi și diligența pentru ca să asigure continuitatea acestei măsuri. Instanța a decis cum a decis. De altă parte, procuratorul la această etapă nu are posibilitatea reală să conteste această soluție, cât va fi eficientă, deja urmează să vedem.
cine acum poartă răspunderea ca Andronache să nu dispară iarăși din Republica Moldova? Nu, adică la modul practic ce se întâmplă? Eu înțeleg că cel mai mare interes acum, teoretic, l-au procurorii. Pentru că ei au instrumentat un dosar, l-au pregătit, s-au dus în judecat cu el și n-ar vrea ca omul, apropo, dacă dispare, de-a mai schimbă procedurile, da? Trebuie să obții corect dreptul, să-l judeci. Trebuie înțeat în căutare și da, în, da, în adică momentul în care ai confirmare că persoana este înțeată în căutare, procedem la examinare în continuare cauzei penale, deja aici putem condamna persoana sau persoana poate fi condamnată și în lipsă. Deci e mult mai simplu ca atunci când persoana dispare de la etapa de urmărire penală. Cam asta e mai simplu când dispare? Este mai simplu ca etapa, ca atunci când persoana ar dispărea de la etapa de urmărire penală. Deci când dosarul deja este în judecat. Este important judecătorul să aibă confirmarea că persoana este înțeată în căutare. Și atunci dosarul merge mai departe și poate fi persoana condamnată, eventual achitată în lipsă. Da, deci eu ziceam că interesul procurorului este cel mai mare în faptul ca să nu dispară acest învinuit, da, care este judecat. Interesul justiției, în general, cred că... Da, sper că bine, în general al justiției. Atât timp da, cât noi am solicitat prelungirea acestei exact măsuri preventive. Dar dumneavoastră nu puteți așa asigura acum faptul ca el să nu dispară. Da, nu dumneavoastră vă revine acest rol. Nu, categoric. Nu, procuratura este responsabilă de supraveghere și de executarea măsurilor preventive. Dar ce măsură preventivă? Trebuie de văzut exact ce este scris în încheierea judecătorului de instrucție. El a pus în sarcina cuiva executarea respectivei măsuri. Eu pun la îndoiel că aceasta este sarcina procuraturii. N-are cum. Andronache are dreptul să părăsească teritoriul Republicii Moldova? Vă spun încă o dată, trebuie citit dispozitivul încheierii. Dispozitivul încheierii exact trebuie văzut. Dacă nu are restricții, atunci are dreptul. Deci în baza la încheierea respectivă. Atunci dacă el are o altă măsură preventivă într-o altă cauză penală, nu are drept. Însă dacă vorbim de dosarul care este la moment în judecat și acolo nu este pus asemenea restricții, așa reiese. Și ce riscă cei care, iată preotul, cum a zis Vitalie, ce riscă ei în cazul în care omul se schivează de la... Eu garantat cu mijloace financiare, dacă mă greșesc. 20.000. Deci confiscarea mijloacelor financiare. 20.000. Dar practica asta este prevăzută de lege de mult timp, ea nu a prea fost aplicată. Ba da, mai fost aplicată anterior, dar nu s-a ajuns la etapa în care efectiv să fie încasați acești bani. Deci persoana în prință care a fost aplicată asemenea măsură a respectat... Nu vă îngrijorează că am putea avea precedente urâte după asta? Iată, după acest caz, după acest care a spart gheața? E o noutate și pentru procuratură la etapa de cercetare judecătorească asemenea măsuri preventive, deci noi eram obișnuiți că fie avem măsuri preventive, fie nu avem deloc. Aici, da, judecând după practică, eu nu cred că asta să devină ceva foarte permanent sau des, să fiu mai clar. Practica de a... Depinde de garanții financiare, există multe țări. Exact, dar nu garanțiile nu sunt 20.000 de lei. Moldova. Da, nu 20.000 de lei, de ce așa? Cu siguranță, garanția trebuie interpretată și trebuie apreciată și în raport cu fapta incriminată și în raport cu personalitatea inculpatului. Deci, bun, nu am cum să mă expun în privința la încheierii care până la moment se prezumă a fi legal. Înțeleg. Colegi, dacă mai are cineva întrebări pe acest subiect, alte subiecte, da. Da, mai am o întrebare cu direva dosarul privind atacul armat de la aeroport. Vreau să ne spuneți la ce etapă mai era o cauză penală privind scurgerile de informații, dacă au fost audiate persoane, dacă s-a stabilit cine a făcut acele scurgeri, la fel se mai investiga și elementul de neglijență în serviciu. Exact. Să ne spuneți și aici la ce etapă este și dacă au fost audiate persoane și s-a stabilit care a fost. Deci, de luând rând, cauza penală în raport cu omorul care a avut loc pe aeroportul Chișinău este în gestiunea Procuraturii Municipiului Chișinău. Ultima dată când am verificat această cauză penală era sfârșitul lunii iulie. Eta era la etapa în care se desfășurau, erau în executare expertizele, deci inclusiv expertize balistice. În raport cu scurgeri de informații, procuratura, aveți în vedere ce a apărut pe Telegram, da? Filmare din interiorul aeroportului, procuratura nu are semne investigații, este vorba de o, cel puțin așa am fost informat, de o anchetă internă a Ministerului de Interne, în raport cu pretensii
fapt, e de neglijență sau îndeplinire necorespunzătoare atribuțiilor servicii către funcționari publici care au generat sau au rezultat cu fapta tragică de la aeroport. Într-adevăr, există o investigație, este în gestiunea Procuraturii Generale, este în gestiunea unui grup de procurori pentru misiuni speciale. Suntem la etapă de acumularea informației și a legislației sau examinarea legislației pertinente în raport cu asigurarea securității unui asemenea obiect ca aeroportul. Dar raportul nu a fost publicat. Care raport? Comisiei. Deci eu vorbesc de investigațiile procuraturii, investigații. Procuratura nu are treabă cu acest raport. Penale. Noi inclusiv așteptăm și acest raport. Nu a fost prezentat, pentru că urma să fie gata cu 31 iulie. Eu nu l-am văzut. Personal, eu nu am văzut acest raport la moment. Acolo este. Dar confirm că avem niște investigații. Acest raport să fie remis procuraturii. Deci, am înțeles. Eu am revenit din concediu pe data de 14, eu până azi nu l-am văzut în poșta care o repartez, deci nu am văzut asemenea raport încă. Însă confirm că avem investigații pe aspectele respective. Spuneți-ne despre ce transformări importante urmează să se întâmple în tot ce înseamnă domeniul anticorupție. Da. Da. Competențele Procuraturii Anticorupției, CNA, nu este da. Clar ce se întâmplă în general între cele două instituții și pe competențe, dar și pe comunicarea interinstituțională. Deci ceea ce se întâmplă sau ceea ce se urmărește este dezvoltarea unei instituții absolut autonome, care să aibă capacitate reală și să fie maxim de eficient în lupta cu marea criminalitate sau cu marea corupție, cum suntem obișnuiți să-i spunem. Asta ar însemna Procuratura Anticorupției. Procuratura Anticorupției, în urma modificărilor legislative care sunt la etapă de promulgare, dacă nu greșesc, urmează să revină practic doar activitate de exercitare, urmărire penală sau asta înseamnă procuratura își efectuează singură activitate de urmărire penală, deci fără suport din exterior, fără CNA, fără Minister de Interne, fără alte instituții, însă pentru asta este necesar crearea structurii practic de la zero. Deci Procuratura Anticorupției urmează a fi dezvoltată autonom, inclusiv bugetar, de Procuratura Generală și de alte instituții. O noutate sau un fapt benefic în această tendință sau în această încercare de a lupta cu marea corupție, vedem cum reușim până în final, este atribuirea Procuraturii Anticorupției a dreptului de a efectua măsuri speciale de investigație. Deci asta este o activitate până la moment impropriu procuraturii, însă ca această instituție să devină real funcțională, acest atribut este absolut necesar. Aceste modificări care au fost votate în Parlament în iulie, da, dacă îmi amintesc bine, din punctul nostru de vedere, face Procuratura Anticorupție mai puternică? Nu astăzi. Dacă? Nu astăzi. În momentul în care această instituție pe bună dreptate va deveni funcțională, echipată, exact așa cum prevede legea. Ca DNA-ul, în esență, pur și simplu la o anvergură mai mică. Totuși, dar bugetul urmează să decide Procuratura Generală? Nu, bugetul urmează și-l formează singur Procuratura Anticorupție. Noi doar dăm directiva, eu pot vă spun despre bugetul Procuraturii Anticorupției, că mă rog, oricum pot face anumite calcule din cheltuieli, salarizare, etc. Însă această cifră nu este foarte informativă, pe motiv că 85% din bugetul pentru Procuratura Anticorupției este salarizare. Noi și nu avem cheltuieli de măsuri speciale, nu avem cheltuieli de cont, nu avem bani sau buget pentru cont special, nu avem cheltuieli pentru tehnic special, nu avem cheltuieli pentru programe speciale, nu avem cheltuieli pentru fonduri speciale. Nu, eu altceva tehnic. Deci Procuratura Anticorupției își face estimativ buget. Structură nouă, da. Corect. Și mai departe, cine aprobă acest buget? Nu în Procuratura Generală? Nu, Consiliul Superior al Procurorilor, în comun cu Procuratura Anticorupție, așa a prevăzut. Înaintează Ministerul Finanțelor își prânesc linia de creditare, linia de buget și tot, inclusiv achiziții, tot trebuie să devină instituție absolut autonomă. Deci, funcțional rămâne doar chestia de ierarhie în raport cu Procurorul General. În rest, trebuie să existe bine, și în raport cu Consiliul Superior al Procurorilor, oricum, rolul organul
auto-administrativ a sistemului procuraturii este Consiliul. Oricum, promovările prin intermediul procuraturii. Deci, după promovarea acestor modificări legislative, Procuratura Anticorupție se mută fizic, se decuplează de CNA și se mută fizic din acel sediu? În momentul în care găsim sediu, da. Până în alta, rămâne acolo. Deci sunteți în căutarea unui sediu? Suntem în căutarea unui sediu și de mult Procuratura Anticorupție trebuie să aibă sediu propriu. Nu de azi, Procuratura Anticorupție de mult trebuie să aibă sediu propriu. De motiv, chiar și astăzi, cu vederile care le avem, Procuratura Anticorupție este organ de urmărire penală. Deci ea are capacitate de exercitare urmărire penală. Procuratura Anticorupție dintotdeauna a avut o problemă cu echipa de... nu pot să zic auxiliară, dar cu ofițerii de urmărire penală, cu ceilalți, care urmau să fie detașați. Dumneavoastră cunoașteți foarte bine realitățile din Republica Moldova. Pornind de la astea, realitățile noastre și problemele de cadre, cât timp credeți că i-ar lua aceste instituții ca să poată, cel puțin minimum necesar, să-și îl asigure ca să poată deveni funcțional? Pentru că eu înțeleg că în momentul în care este promulgată legea, instituția este debranșată de la o parte auxiliară de personal foarte importantă. Deci ea o să devină, de fapt, mult mai puțin funcțională decât este acum. Da. Și când ar putea să se schimbe? Deci eu am optat întotdeauna pentru aceeași maximum efort am depus că această debranșare efectivă se întâmplă exact în momentul în care Procuratura Anticorupție este real, funcțional, ține stătător. Astăzi nu este asta ar trebui să întâmple în caz ideal timp de 3 luni, viteza cu care acest personal va fi suplinit sau posibilitatea de suplinire acestui vid personal este direct proporțională cu salarizarea viitorului personal. Deci în momentul în care Procuratura de Corupție va oferi salarizare pe măsură, cu așteptările care sunt la această instituție, exact în momentul acela, eu cred că cei mai buni specialiști se vor îndrepta spre această instituție, astfel încât instituția să aibă de unde să-și aleagă ofițeri pe măsură, specialiști, personal tehnic, etc. Te-am prezint, ofițerii din CNA au salarii mai mari decât procurorii din Procuratura Anticorupție, așa? Nu decât procurorii, dar decât ofițerii detașați, da. Deci potențial de a-i atrage... Asta e zero. Deci nu există nici... de unde puteți să... Sperăm că urmează să fie ajustate salariile astfel încât această instituție să devină competitivă sau salarizarea în această instituție să devină competitivă cu alte organe de urmărire penală. Și serviciu vamal, serviciu fiscal, poliție, etc. Da, aveți promisiunea că se vor găsi bani pentru asta? Adică, asta pentru că noi puteam zice că e criză în țară, bani nu. Asta este declarată prioritate, inclusiv condiționalitate pentru viitorul european a țării. Deci trebuie să conștientizăm, fără o instituție cu oameni capabili, oameni curajoși, bine plătiți, poți meza pe integritatea lor, nu avem cum combate marea corupție și să fim eficienți în dosare complicate. De ce o să însemne marea corupție din perspectiva Procuraturii Anticorupție? Ne uităm exact după competențele care revin, începând cu calitatea subiectului, că e vorba de persoane în funcție de unitate publică, judecători, procurori, deputați, etc., și valoarea mitii. Dar nu s-a făcut modificări acum, așa a fost îngustat numărul subiect? Vă spuneam că există specific. O altă lege care este la etapă de promulgare, dacă nu greșesc, acolo, într-adevăr, este îngustat. Deci, uitați-vă, azi avem în vigoare o lege care încă prevede conlucrarea cu organul de urmărire penală CNA. Noi vorbim despre legea care a fost votată, urmează să fie promulgată. Aha. Nu știu, poate dumneavoastră știți că nu o să fie promulgată. Nu cunosc asemenea informații. Dar dacă va fi promulgată, dacă eu am înțeles corect, subiecții care revin se îngustează foarte mult. Deci procuratura se va ocupa de foarte puțină corupție din Moldova. Cam asta este și cumva mesajul și explicațiile legislativului, că procuratura, pentru a fi eficientă în marea corupție, trebuie să fie îngustată competențele foarte mult. Deci, pe alocuri, eu am optat pentru o competență mai largă. Avem niște actualități, adică totuși trebuie să reșim din actualitățile Republicii Moldova. Am optat pentru o competență mai largă, să văd exact cum va fi publicată legea monitor oficial. Că atunci, în momentul în care ai o competență care îți rezultă cu 80 dosare, n-ai nicio scuză cumva să vii să soliciți un buget cât a procuratorii generale, soliciți salarii, când ai o competență care rezultă cu 80 dosare, în general procurator și livrez 5 dosare pe an, spre exemplu, judecători, poate ori fi foarte complicate. Dar atunci, dacă nu ai buget, nu ai eficiență. Deci, cumva, întotdeauna au optat pentru aceia procurorii
sau procuratorul specializat trebuie să ai posibilitate pe interior să prioritizeze cauzele penale. Nu toate cauzele penale pot fi super complicate sau deosebit de complicate, dar sunt cauze care nu sunt complicate, dar nu pot fi lăsate în nelucrare. Bun, dacă Procuratura Anticorupție se va ocupa mai departe de deputați, miniștri, șefi de agenții, nu știu, spuneți-mi dumneavoastră și... Judecători, procurori. Judecători, da, procurori. Dosare care nu sunt foarte multe timp de un an de zile. Adică noi riscăm să avem o instituție care o stă fără treabă. Ba nu, de ce o stă fără treabă? Vor trebui... Nu, bun, eu înțeleg, ipotetic, nu chiar toți 101 deputați sunt corupți, nu toți miniștri sunt corupți, de asta întreb ce o să se ocupă. În primul rând, Procuratura Anticorupției, după concept, trebuie să revină și activitatea analitică, da. Trebuie să revină și activitatea specială de investigație, asta înseamnă informații confidențiale, care posibil azi ele există, însă nu ajung în gestiunea Procuraturii și noi suntem în posibilitate să le prelucrăm. Să avem investigații pentru astfel de informații. În momentul în care această instituție va fi funcțională așa cum credem noi ca procurori, deci noi vom avea singur posibilitatea să avem acces la aceste informații. Dar pe procuror cine o să investigheze? Ce ne-au procurorii anticorupției? Nu. În privința procurorului este regula generală, urmărirea penală este pornită de procurorul general și este și logica, urmărirea penală în privința procurorului să fie efectuată de un alt procuror, din altă procuratură, decât acolo unde lucrează. Deci, teoretic, dacă vorbim în cazul în care va fi urmărit un procuror din Procuratura Anticorupție, clar că în privința acestui urmărire penală va fi efectuat fie de un procuror din Procuratura Generală, fie unul din cealaltă procuratură specializată și viceversa. Da, cum ai să... Eu cred că aici a fost un mix și din online și online. Da. Mă rog, spuneam că sunt deschis. Da. În context, Procuratura Anticorupție și CNA are niște relații, cum a zis domnul director, la CNA, greu de înțeles sau ce face genul ăsta? Dumneavoastră v-ați comentat până acum aceste relații, ce obținut am auzit. Acest conflict cumva a fost taxat și de politicieni, astăzi am auzit și pe domnul ambasador Uniunii Europene, care a comandat acest lucru. Și de asta ați încercat să interveniți, să calmați lucrurile. Considerați că asta a avut un impact asupra lucrării dintre cei de la instituție? Deci, uitați, informația de care dispun eu la etapa actuală, acest pretins conflict sau aparent conflict, numit el cum o fi, nu are niciun fel de repercursiuni în raport cauzele penale aflate în gestiunea CNA-ului și în conducerea Procuraturii Anticorupției. Deci relația ofițer-procuror în continuare este aceeași lucrativă, dosarele sunt, dosarele se efectuează acțiuni, procurorii conlucrează cu ofițerii, ofițerii conlucrează cu procurorii, transmit indicații, dosarele circulă. Deci pe etapă de urmărire penală este un proces normal care decurge. Cel puțin eu nu am semnale că acest proces este cumva afectat în urma acestui mesaj care cumva a devenit public. Ceea ce pentru mine, de fapt, asta este important. Acum, în raport, cum au fost calificate relațiile dintre procuratură și CNA, sincer să fiu, nici nu mă aștept să fie relații super ideale, că asta nu este corect într-un stat unde procuratorul își face lucrul ei, organul de urmărire penală își face lucrul ei. Întotdeauna vor fi dispute, vor fi neînțelegeri pe urmărire penală, vor fi neînțelegeri pe calificări, vor fi neînțelegeri sau nu toți pot fi de acord cu soluțiile care le adoptă procurorii. Însă este prevăzută răspunderea procurorului, este prevăzută responsabilitatea procurorului în etapa de urmărire penală, sunt prevăzute responsabilități, la fel sunt prevăzute și responsabilitățile organului de urmărire penală, inclusiv cu responsabilitatea de pornire urmărire penală și obligativitatea de pornire urmărire penală de fiecare dată când constată o bănuială rezonabilă că a fost comisă infracțiuni. Pe de altă parte, soluțiile date de procuror sunt susceptibile de contestare procurorului ierarhic, instanții de judecat și curții de apel. Deci, haideți să fim rezonabili. Spre asta este vorba. Da, dar relațiile poate că nu au fost niciodată foarte bune între cele două instituții, dar atât de vizibil, niciodată n-a fost prezentat
neconcordanța de opinii între cele două instituții ca acum. Eu am explicat, și de fapt am venit cu un comentariu în raport exact în ziua când a apărut aceste declarații foarte strane și pentru mine, de altfel, eu am explicat foarte clar. Dintotdeauna am optat pentru aceea ca lupta cu corupție să fie desfășurată de o singură instituție. În opinia mea, asta trebuie să fie o instituție similară DNA-ului. Cea mai simplă cale de a ajunge la o asemenea instituție este contopirea acestor două instituții, CNA și Procuratura Anticorupție. Cum? Asta este altă întrebare. Noi azi suntem la etapa în care Procuratura Anticorupție trebuie să-și, de fapt, să-și dezvolte un segment similar CNA-ului pe aspecte de urmărire penală. Deci asta este foarte complicat. Logistica este complicată. Timp este puțin. Dar de ce s-a mers pe această soluție? Inițiativa a venit de la Ministerul Justiției sau de unde? Deci asta este decizie legislativă care consideră că lupta cu corupția, în opinia legislativă, este mai eficientă în asemenea modalitate. Eu am dreptul să consider altfel. Și asta idee am promovat întotdeauna. Și întotdeauna și în continuare exact asta cred. Doamna Stamachi spunea că, într-un fel, legislația acum sau cadrul juridic, modul în care prevederile constituționale nu ar permite ca să nu aibă cine să controleze urmărirea penală, adică cine verifică procurorul care întreprinde, procuratorul de corupție care va face și urmărirea penală. Măsurile speciale, cred că aveți în vedere, cunosc mesajul, dar aici nici nu este necesar nimeni să verifice nimic. Procurorul nu trebuie verificat. Măsurile speciale sunt dispuse în baza măsurilor, în baza încheierilor judecătorului de instrucție. Mai mult că atât ele sunt confirmate la etapa de finisare a măsurilor speciale. În cazul în care dosarul ajunge în judecată, aceste măsuri speciale iarăși sunt supuse verificării sau respectării legalității. Mai mult că atât, oricare persoană care este supusă măsurilor speciale de investigație este informată despre faptul că într-o anumită etapă a fost subiectul măsurilor de investigație. Și de aici rezultă dreptul de a contesta și de a solicita informații suplimentare în legătură cu care fapt este supus măsurilor speciale și a contesta acțiunile procurorului după caz dacă le consideră abuzive. Acum întrebarea că sunt în cadrul urmăriei, timpul urmăriei penale, nu are cine să verifice aceste acțiuni speciale de investigație. Păi la moment tot procurorul le verifică. Procurorul le autorizat și tot el le verifică. Și atunci chiar ideea era că cumva nu același organ care și le autorizează, același să le efectueze. Cam despre asta înțeleg că e vorba, dar nu este corect punctul de vedere. Deci atâta timp cât procurorul azi le autorizează, de ce n-ar putea procuratura să le efectueze? De ce am nevoie de un organ extern? Asta sunt că 10-15 oameni în plus care au acces la o informație. Foarte sensibil. Eu am explicat odată. O informație în privința unei persoane de demnitate publică despre pretensă faptul de corupție până la etapa de a fi înregistrat oficial era cunoscută deja de 17 persoane care nu sunt angajați a procuraturii. Dar competența revine procuraturii. Deci competența de investigație aceste fapte revine procuraturii. Cum să asigur eu asigurarea, cum să asigur secretul urmăririi penale? Dacă încă informația nu a ajuns oficială în procuratură, este cunoscută deja de 17 persoane. Despre asta e... Poftiți? Da, în mod legal, așa e privit de atribuțiile de serviciu, adică nici n-ai cum să incriminezi nimic, așa este. Înțeleg, dar e multă lume care are acces la această informație. Dar noi totuși nu avem cazuri în care scurgerile de informații, anchetele pe scurgere de informații să fie avut succes. Exact. Da, este foarte complicat documentat. Deci, unul, dacă nu greșesc, acum a fost transmis în judecată în cazul unui procuror care a făcut scurgeri în presă de informații. Dar în general... Acolo e altceva. Da, acolo e un pic altceva. Dar în general, nu, de ce nu? Este complicat. Șansa de finalitate este zero. Deci, haideți să ne închipuim altfel o persoană foarte apropiată, unui ofițer de urmărire penală, despre care el cunoaște că eventual privința lui poate fi efectuată o percheziție mâine la ora 7. Deci el efectiv expedează un mesaj care a dispărut în următoarea secundă de pe un telefon super performant. Deci cercul de persoane, deci în primul rând când îți pui întrebarea cum a avut loc scurgerea de informații, încerci să-ți dai seama de cercul de persoane care au cunoscut despre informația asta. Și când îți dai seama că este un cerc de cel puțin 10, 15, 20 de persoane care au avut acces la asemenea informații, care din tranșe sau unde să cauți? Începând și în organul de urmărire penală, organul de investigații, procuratură, etapă de judecată în cazul în care măsurile sunt autorizate. Și atunci, cum să urmărești? Deci, efectiv, trebuie să întrebi pe om, să ridici telefonul, să-ți pui expertiză, să uiți în telefon ce este. Sau, efectiv,
trebuie cineva să-i urmărească preventiv să vadă, există sau nu, sau au posibilitatea de comunicare de a turna această informație. Ne uităm foarte atent la asemenea cazuri, dar nu este simplu din practică, este foarte complicat să demonstrez cazurile concrete de scurgere de informații intenționată. Da, noi nici nu, măcar nu se ascunde. Sunt canale de Telegram care, pe lângă minciuni, publică și, într-adevăr, lucruri adevărate care se întâmplă. Da, mine asta tot mă deranjează. Ordini interne sau chestiuni interne de procuraturi, bună și bună, apar pe toate canalele. Asta este o problemă foarte gravă, dar în momentul în care procurorul general emite ordinele, este repartizatorul procuraturilor specializate prin spitorul procuraturilor teritoriale specializate prin poștă electronică. Deci așa prevede, trebuie să informez, deci de unde știu, din care anume computer, cine anume a avut intenția să scurgă acesta. Acum avem anumite bănuieli, care canal, cui aparține, dar bine, aici cumva trebuie să existe și demnitatea de a fi reprezentant a organului urmăririi penală, deci trebuie să ai demnitatea să respecti secretul urmăririi penale, să respecti demnitatea persoanei care este urmărită eventual și este în vizorul tău. Irina, da? Irina, da, vreau să mă secretă. Am spus un caz din acest caz, mă întreb despre procuratura din Vendel, procuratura din Ghina, toate dosarele care ajung acolo sunt practic foarte. Nu sunt rezultate de această procuratură. Vreau să mă întreb dacă nu aștept situația de acolo, de ce nu sunt trimise dosare acolo, dacă deja se cunoaște că ele sunt fără soț de izbând. Nu neapărat că sunt fără surse de izbândă în dosarele în care nu există risc în privința, efectiv în privința procurorilor și a organului de urmărire penală, sunt lucrate, sunt expediate, în judecată, este o procuratură la moment funcțională, da, e cu dificultăți, dar suntem funcționali. Dacă aveți un caz anume concret unde credeți că lucrurile nu decurg cum trebuie, aștept sesizare, chiar săptămâna mai trecută am avut discuții cu procurorul. Da, sunt impedimente, sunt aspecte logistice complicate, dar încercăm să facem față. Impedimente nu se simt în faptul că informația care ajunge la această procuratură ține de persoane din stânga din. Exact. Și accesul aceste persoane este destul de complicat. Și ulterior, persoane din stânga la această procuratură pretinzi că au trebuit de stânga din stânga despre aceste dosare și ele. Nu avem cazuri exacte, nu avem sesizări cumva pe aspectele respective. Deci, asemenea sesizări, eu nu le-am văzut nici de procuror șef de acolo, nu am fost sesizat. Și încă o întrebare, ține de legea privind separatismul sau normele din codul penal privind separatismul, am aflat de ce nu există niciun dosar în această cauză, nu sunt deschise pentru că nu sunt de bună sau prevederile acestei legi relativ sunt noi. Problema este că investigarea acestor fapte revine exclusiv procuraturii specializate, celelalte procuraturi specializate, care iarăși are prevederi legale care trebuie să investigate sau articole din codul penal care revin exclusiv aceste procuraturi, însă mecanisme reale de investigare a asemenea informații sau de altă natură nu există, însă nu v-aș da dreptate că nu există investigații pe aspectele respective. Deci aici... Deci ar exista investigații? Deci cu siguranță există investigații. Da. Dosare... Deci vă confirm, este un articol complicat, dificil de aplicat, de investigat, însă procuratura își desfășoară activitatea. Cine trebuie să asigure mecanismele? Ziceați că mecanismele sunt. Cine trebuie să deci creeze? Dacă ne uităm în lege pe la procuraturile specializate, în 2016, când a fost adoptat, acolo este destul de clar care sunt atributele care trebuie să revină atât procuraturii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale, cât și procuraturii anticorupție. Deci dacă noi astăzi am fi la etapa în care măcar această lege ar fi implementată în realitate pe bune, cred că eficiența în urmăririi penală pe faptele care revin exclusiv în investigațiile acestor procuraturi ar fi altă.
Nu am prea înțeles. Deci, legea spune foarte clar competențe. Eu tot am observat că ei se calcă între pe picioare unii pe alții. Adică dosare de anticorupție sunt și la PCCOC și dosare care nu țin, care țin de crimă organizată sunt și la Procuratura Anticorupție, ceea ce eu niciodată nu înțeles cum ele ajung dintr-o parte în alta. Dar legea spune clar ce... Deci în raport cu dosarele care sunt competența unei procuraturi se regăsesc în alte competențe, deci până la etapa actuală avem posibilitatea procurorului general de decide în baza unui demers a procuraturii, oricare procuraturi, fiind reținerea dosarului chiar contrar competenței și respectiv procuror general examinează acest demers și dacă consider că este intimidat, destabilește competența, fie avem atribuția și dreptul procuror general de a retrage oricare dosar din oricare organ de urmărire penală și al trebui și al transmite altui organ de urmărire penală, însă trebuie ordonanța să fie motivată și trebuie să existe niște circunstanțe clare care este motivul de retragere a asemenea dosare. Când mă refeream la faptul implementării sau legii privind la procurorii specializați, aveam în vedere că acea lege prevedea inclusiv buget propriu, inclusiv aparat a procuraturii specializate propriu, personal angajat, etc. Deci această lege la fel nu este implementată. Adică este dificil ca să fie investigate deci penal dosarele despre separatism sau despre trădare de patrie pentru că nu sunt bugete... Inclusiv și aceste dosare. Deci nu e vorba doar de dosare tip ăsta. Competențele procuraturii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale este mult mai larg. Da. Pentru a investiga astfel de dosare sunt necesare resurse. Deci aceste resurse nu sunt alocate. Și asta inclusiv este un impediment în investigarea eficientă a cauzelor de tip respectiv. Deci, în continuare, pentru a fi eficient în asemenea cauze, trebuie să mergem pentru sport în afara procuraturii. Cu toate competența la investigație revine efectiv doar procuraturii. Despre asta vorbeam. Și le solicitam? Poftiți? Păi cu siguranță, n-ai cum să fii eficient în asemenea investigații fără Ministerul de Interne, fără serviciu operativ, fără... Deci cu siguranță. Dar cum se întâmplă că nu sunt? Iată, să zicem, din 2021 e o schimbare politică. Politicul care este la guvernare își dorește, anunțat, își dorește o luptă cu o justiție mai puternică, o luptă cu corupția. S-au întâmplat schimbări în procuratură și mai, ce se întâmplă că bugetele astea nu ajung să fie alocate procuraturilor specializate? Nu sunt capacitate mai bine. Adică unde se... Deci, la etapa actuală, într-adevăr, este prioritar să ne lămurim până la urmă cu procuratura anticorupție, să vedem funcțional. Uh-huh. Deci, următoarea etapă, în opinia mea, este revederea competențelor și, în genere, a managementului procuraturii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale. Sau, astăzi, după mine, un pic e cam largă competența acestei procuraturi. Dar, în paralel, nu este neglijat nici faptul că organele de urmărire penale naționale trebuie să fie dezvoltate. Organele de urmărire penale a inspectoratelor naționale. Noi nu putem concentra toată urmărirea penală în două procuraturi specializate. Deci, asta nu este normal. Chiar și aceleași fapte de mică corupție. Eu nu văd nicio problemă să investigate de organi teritoriali. Deci, scuza de tipul că organele de urmărire penală a inspectoratelor nu au capacitate, nu mai ține. Deci este timpul ca aceste organe să fie mai universale, mai bine pregătite, să poată prelua o bună parte din urmăririle penale care azi sunt concentrate în Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale și în Procuratura anticorupție. Dacă sunt întrebări pe care să le discutăm un off-records, vă rog să le adresați și atunci o să rugăm să deconecteze camerele toți colegii noștri și să discutăm despre subiecte